Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Ești emoționat? L-am. Yes, pe cât ți-e scâștete, e surea, calmează-te, omule. Îți dai seama, cred că ce, îți dai seama ce competiție între ei și normal, ce stres că e, că dacă din patru numai trei fac echipe și... Mama. Dar îi văd să vezi cum se transformă dimineața când încep amuleta. Da, da. Doamne, asta. Hai, eu mănânc o amuletă de aur azi. Da? Da. Sper să o mănânc eu. Hello, bună! Bună, ce faceți? Nu mă mai întreba. Ce cu vibe-ul ăsta, să vă rog? Suntem pe tensiune. Tensiune maximă, crede-mă. Așa este, la momentul împărțirii tigăițelor crește tensiunea la cote maxime. Oi, eu asta vă zic, toate preparatele au fost excelente, dar cum îi spuneam și Irinei, cred că e vorba de gustul invitatului și de clicul ăla, să-l știi? Corect, așa este. Ca și la client în restaurant, da, exact la fel. Să știți că eu am spus Roxanei care este miza. Miza e... Așa e mare rău. Păi îți dai seama că amuleta pentru voi tensiune 500. Un înger. O și simțim. O și simțim. Băieții stăteau acolo, mamă, curgeau transpirațiile pe ei. Ei erau ceva de genul ăsta, hai Roxana, nu ne mai ține la multă poveste. Hai să începem, Roxana, cu farfurile de 3 și 4 puncte. De 3 și 4 puncte, da, exact. Am să încep cu farfuria de 3 puncte și merge către Saint-Jacques. Hai, da. Curaj, Saint-Jacques, curaj. Saint-Jacques este al lui Richard. 3 puncte. Așa, eu 100% sigur că așa simt-o. Nu mă exprim, că, cum am zis, mereu sunt respectos, dar... Aoleu, cum te uiți în ochii mei! Nu e că eu am palatul absolut, dar nu e posibil 3 puncte. Nu zic 5, dar 4, 3 nu e posibil. Am simțit privirea, mersi, gata, pac, mă întorc. Dacă l-a eliminat pe Richard, Alex este singurul care ar putea să ia acest minunat trofeu. Pentru mine o amuletă este un trofeu. Bun, mergem cu farfuria numărul 4, merge către Homar. Mi-a picat și mie față. Ai, 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 ai. 4 puncte la Ștefan. A fost acolo un gust, mi-a plăcut super mult, m-a atins undeva. Cred că îmi plac dulciuri. Ești consiliat să fac un dulce, un tort de morcovi cu omar dinăuntru. Ceva nou. Și acum dau locul tău, da? 5 și 2 puncte mai avem. Băi, deci farfuria care m-a impresionat extraordinar de mult, așa că să vă zic acum, știi cum e? Cred că s-a văzut din prima secundă farfuria, inelul, inelul de creveți. Top! Deci top! Jos pălăria, știi cum fac ea așa, pac, vă mulțumesc. Top! Cine? Tu ești! Da. Este al lui Orlando! Felicitări! Bravo, mă! Serios, chiar da! Genială! Uite! Poftim! Felicitări, Orlando! Serios? Prima mea amuletă. Nu cred, știi cum? Este prima, mulțumesc. Da. Nu, știi cum ai făcut Orlando? Direct la suflet. Textura, n-ai gustul, portocala, cum a mers acolo, deci nu. Doamne, top. Mulțumesc. Deci toți ați gătit excelent, dar farfuria ta a fost rachetă. Wow, eu am câștigat câteva premii la viața mea. Deci sentimentul ăsta și cred că se simte că și acum am schimb vibe-ul. Băi, nu l-am simțit. Nu știu cum s-a uitat până acum Richard la tine, dar nu te uita în ochii lui Alex. Richard. Atât. Uite-te doar la, mine. Deci Alex în seara asta... Uite-te doar la mine. Stau așa. Mai ales când sunt pe ultimul loc. Și asta două oară. Nu mi-a picat bine deloc. Să încercăm să ne reîmprietenim în culise, da, să mergem acolo. Cum să ne iau? Poate să o cafea. Un espresso. Felicitări, pentru că eu știu ce stres îi. Știu stresul, cunosc, așa că mai în spate, felicitări oricum, da? Asta este, asta a fost momentul, asta a fost gustul meu, asta a fost jurizarea și decizia mea. Deci uitați-vă la mine, deci nu cred. Dar ție nu-ți vine să cred că ai luat cele 5 puncte? Nu, nu, nu. Nu că mi-am dorit-o, era, trebuia, adică, știi cum e, mă duc la muncă că vreau sau mă duc la muncă că trebuie. E, de data asta era că trebuie, nu, nu există. Pune tu. Aici, în mijloc? Acolo, în mijloc. Bine. Tot ați gătit excelent, dar de la prima, vă zic sincer, s-a văzut,
Deci când ai luat-o... Și despre tine e vorba, Alex, că mă știi. Și Alex a gătit foarte bine. Ascult, ascult. Mi-a stricat toată bună dispoziție de o zi înainte. S-a dus. Alex, ia-o de la cap. Pun-te pe treabă și scapă de tigheile astea negre, că nu e bine. Doi e mai bine decât nimic, întotdeauna. Dar și cinci e mai bine decât doi, decât patru, decât trei, decât orice. Cinci. V-am spus că mie la școală ziceau cincilică, v-am spus, așa vreau să rămân. Orlando chiar stă deasupra, 13, da? Și stă 13, înseamnă că dacă mâine iau 5... Dacă, bine. Și el trebuie să iei 2. Nu, eu mâine iau 5, stai liniștit. Mai e și mâine o zi, eu nu renunț. Încă ușă de fond, încă dă-i pas către amuleta numărul 4. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.